interesantă și sunt sigură că sunt foarte mulți oameni care își doresc să reușească și nu le iese sau se opresc fix în momentul în care poate mai au un pas, dar ceva îi dă în spate. Noastră, ce ați sfătui? Care e secretul succesului, în afară de echilibru? Nu știu, când simți că nu mai poți, ce vă dă dumneavoastră liniște, de exemplu, sau ce vă motivează să mergeți mai departe? Cred că cel mai important lucru în viață este să găsești pasiune pentru ceva. Găsind această pasiune și făcând lucrurile cu adevărată plăcere, ești permanent gata să te sacrifici și să mergi înainte. Să te sacrifici în sensul că și atunci când îți e mai greu, să ai forța să te dai jos din pat, cu același entuziasm, învățând din situațiile complicate și încercând să te dezvolți pe tine și să dezvolți ceea ce faci. Nu trebuie în niciun caz abandonat. E mult mai complicat pentru cei care, într-adevăr, fac ceva ce nu le place sau de care nu sunt atrași. N-aș ști ce să le spun. Eu am această pasiune uriașă și cred că dincolo de toate discuțiile, bârfele, criticile care există și în societate, dar în mod special în jurul fotbalului, pentru că este cel mai mediatizat sport, asta este plăcerea mea, să fiu pe teren, să-mi pregătesc antrenamentele, să urmăresc cu cea mai mare atenție detaliile acestei munci de pe teren. În rest, nu mă interesează absolut nimic, pentru că știu că n-ar face decât să îmi complice viața. Nu vă mai viața. Deranjează ce se spune pe lângă, pentru că știu că spuneați că în trecut ați fost cumva afectat de tot ce se spunea în jurul dumneavoastră, a familiei dumneavoastră. Citeam că lumea zicea că ați primit totul de-a gata și că a trebuit să munciți poate de două ori sau de trei ori mai mult ca să demonstrați că meritați dumneavoastră, dumneavoastră ca om, nu dumneavoastră provenind dintr-o familie și având un nume în spate. Sigur că am avut o șansă extraordinară. Chiar ieri eram la masă cu părinții mei și cu soția mea la prânz și vorbeam despre viață. Da, am avut o șansă pentru că până la urmă eu am avut posibilitatea să-mi aleg drumul și să fiu independent și știu că în orice moment, dacă vreau să iau o decizie, o iau pentru că nu fac grijă pentru ziua de mâine. Și asta este datorită tatălui, în primul rând. În al doilea rând, de la el am învățat enorm. Am învățat ceea ce înseamnă respectul, ceea ce înseamnă munca, cum să-ți pregătești această muncă, cum să te prezinți în fața oamenilor, că a vrut să-mi transmită, că fiind alături de el zi de zi și văzându-l, am luat ca exemplu, asta este o altă discuție. Da, am muncit și muncesc foarte mult. Sigur că în timp am fost afectat de foarte multe discuții, de foarte multe lucruri, dar încet, încet am învățat să le ignor și acum chiar atunci când aud despre ceva, ceea ce e negativ, am zâmbetul pe buze. Eu am șansa să fac, așa cum îți spuneam, ceea ce îmi place și cred că e cel mai important lucru pentru mine. Apropo de tatăl dumneavoastră, a fost o educație mai dură? Citeam de un episod că mi-ați adus aminte că ați vorbit ieri și ați fost la masă, spuneați la un moment dat că driblați prin casă, că primele lecții de fotbal au fost chiar în casă și că mama dumneavoastră vă susținea pentru că tatăl nu vă lăsa să driblați și atunci mama sărea în cârcă. Nu, și... Nu, astea sunt... Sunt invenții? Sunt povești. Așa citisem că ați declarat dumneavoastră. Nu, n-am declarat așa ceva niciodată. Nu, ne jucam după meciurile lui, când venea acasă, pe culoarul pe care îl aveam în apartament. Luam o minge, el într-o parte, eu în cealaltă, ușile erau porți, iar maică-mea ne arbitra. Asta era ideea. Educația pe care am primit-o a fost una absolut normală.
niciun caz severă. Dar să știi că atunci când îmi spunea un lucru, îl făceam în secunda următoare. Nu încercam să spun așteaptă, vin mai târziu, sau dacă eram la joacă și mă striga Răzvan, hai la masă, în momentul acela plecam, lăsam joaca și mă duceam sus. Deci am învățat de la el, cum spuneam mai devreme, ceea ce înseamnă respectul pentru muncă, pentru cel de lângă tine, respectul față de mine, ceea ce trebuie să fac ca să existe toate aceste lucruri. Și dumneavoastră și tatăl dumneavoastră sunteți un exemplu de familii cum rar mai întâlnești, pentru că lumea fotbalului, lumea asta, în general, în zilele noastre, nu prea mai sunt familii care să fie așa, adică după atâția ani împreună, să se iubească, să fie alături, să se susțină. Majoritatea ajung la divorț, se despart, se ceartă. Care-i secretul? Nu trebuie să spui lumea fotbalului. Asta zic, peste tot, da. Care e secretul dumneavoastră? Cum ați reușit? Că până la urmă, sunteți din 1989, nu împreună cu soția dumneavoastră. Da, da. Citeam pe holurile de la ASE, v-ați cunoscut. Da, da. Cum ați reușit să stați atât? Adică, nu știu, bănuiesc că sunt o mulțime de tineri care se gândesc, mamă, n-aș sta atâția ani. Cum au reușit să nu se certe? Să nu... Bănuiesc că... Da, ca orice cuplu am trecut prin absolut toate situațiile posibile și